Bună ziua, dragi ascultători! Ne revedem la o nouă emisiune Superfit, emisiune dedicată nutriției sportive, dedicată alimentației sănătoase, dedicată tuturor celor care sunt preocupați de starea lor de sănătate, de forma fizică în care se află, de felul cum trebuie să mănânce pentru a se antrena, pentru a susține efortul în timpul antrenamentului. Lucruri importante atât pentru sportivii amatori, cât și pentru, mai ales poate pentru sportivii de performanță, pentru că ei sunt supuși unor cerințe cu totul speciale. Astăzi am ales o temă care, în mod sigur, va fi de interes pentru mulți dintre prietenii și ascultătorii mei, cei care sunt preocupați de sporturile de anduranță și mai ales de maraton, de alergarea pe distanțe lungi. Poate că cei care mă cunosc știu că mă învârt în zona aceasta a alergărilor, a competițiilor de anduranță și bună parte dintre prietenii mei sunt și ei pasionați de alergare. De mult mi-au spus, de când am început să fac această emisiune, că ar trebui să discutăm și despre alimentația pentru maratoniști. Am ales acest moment pentru că începe sezonul de alergări, începe sezonul maratoanelor. Se încălzește vremea, e clar că acum avem mai multă tragere de inimă să ieșim afară la alergare. Însă cei care participă la concursuri nu au stat nici pe durata iernii în casă, pentru că nu poți să intri în sezonul de concursuri fără să ai antrenament. Pe 23 martie va avea loc un maraton foarte bine organizat, cu tradiție și care a ajuns la a 20-a ediție. Este vorba de maratonul de la Roma, Maratona di Roma. Un concurs de anvergură unde participă peste 20.000 de alergători din toate colțurile lumii și unde anul acesta, spunem în premieră, delegația României depășește 100 de alergători, ceea ce este absolut extraordinar, pentru că am intrat în top 10 națiuni la acest maraton ca număr de participanți. Pentru o țară micuță cum e a noastră, cu un număr relativ mic de alergători, faptul că mai mult de 100 de români ajung să alerge la un maraton este un eveniment pe care, la un maraton extern, bineînțeles, este un eveniment pe care trebuie să-l remarcăm și să-l aplaudăm. Cred că un merit îl are și clubul pe care îl conduc, Rock Club Maraton, pentru că prin relația de prietenie pe care am stabilit-o cu organizatorii maratonului de la Roma, am putut să oferim participanților din țară un preț preferențial și am format un grup numeros. Să sperăm că vom face o figură frumoasă. Avem planuri să alergăm cu România înscrisă pe tricou și, bineînțeles, în inimi, pentru că nu avem niciun motiv să ne ascundem că suntem din această țară, chiar dacă poate uneori în peste hotare nu, românii nu sunt văzuți așa de bine. Însă noi, cei care participăm la concursuri, ne ducem acolo cu gânduri foarte bune și prietenoase. În fine, nu intrăm în chestiuni politice, vreau să discutăm despre nutriție, despre cum trebuie să mâncăm în pregătirea unui concurs. Nu o să o iau cu toată istoria alimentației sau pe toată durata anului, ce faci, cum te pregătești, ci strict în săptămâna dinaintea maratonului, în ziua dinainte, în timpul concursului și eventual după. Ce trebuie să faci practic? Aceste lucruri le știu foarte bine pe propria mea piele. Am deja 25 de maratoane alergate, deci pot să spun că am experimentat cam tot ce se putea experimenta în materie de alimentație pentru concurs. În plus de asta am alături de mine știința, nutriția sportivă, care vine cu soluții pentru cei care sunt pasionați de alergare și de nutriție. Așadar,
Cu 7 zile înainte de maraton ne găsim ce facem, ce se schimbă în această perioadă. În primul rând se schimbă strategia de antrenament. Dacă până acum, iată, discutăm întâi despre antrenament, deși am promis că vorbim despre nutriție, însă lucrurile se leagă, pentru că în momentul în care te pregătești pentru maraton, ai trecut de o perioadă mare de mult antrenament, volum, intensitate și acum trebuie să treci la, să scazi, să faci acel tapering, cum spun americanii, adică reducerea treptată a volumului de antrenament pentru a lăsa organismul să acumuleze nutrienți, să acumuleze acei nutrienți pe care îi va folosi în timpul concursului. Și vorbim în primul rând despre carbohidrați, care reprezintă baza alimentației în perioada preconcurs. Evident, fără să evităm celelalte sau să neglijăm celelalți nutrienți de care organismul oricum are nevoie. Ce aș spune că în perioada dinaintea concursului e bine să ținem cont că 55 până la 65% din caloriile pe care le aducem din alimentație trebuie să provină din carbohidrați. Și când vorbim de carbohidrați ne referim la fructe, legume, cereale și în mai mică măsură la cele de origine animală, cum ar fi lactatele. Carnea și ouăle nu le putem pune la contribuție ca, sau la calcul ca surse de carbohidrați pentru că au conținut foarte redus. Câteva idei tactice, să spunem. E bine, pentru că masa dinaintea concursului, în dimineața concursului, este extrem de importantă pentru ceea ce se va întâmpla în timpul concursului. Nu mă refer neapărat la aportul de energie pe care o aduce această masă, cât mai ales la senzația pe care poți să o ai în timpul concursului, acea ori de prea plin, ori de stomac gol, ori de greață, ori tot felul de senzații care ar putea să îți stea în calea obținerii unui timp pe care ți-l dorești. De aceea este de preferat să exersezi masa de dimineață pe care ți-o propui pentru dimineața concursului în fiecare zi sau în cel mai multe zile din săptămâna dinaintea concursului. Dacă ți-ai propus să mănânci, să spunem, o felie de pâine cu o bucată de brânză și o cană cu lapte, e bine să exersezi acest lucru. Sau poate ți-ai propus să mănânci o chiflă cu gem și cu un iaurt sau niște biscuiți și iaurt. Pentru mine asta este micul dejun preferat înainte de un concurs. Deci o sursă de carbohidrați complex și cu ceva proteine provenite din iaurt, peste care mai legau sau la care completez și cu un fruct ceva mai aproape de ora concursului. În fine, tot ce o să vă spun aici sau ceea ce înseamnă experiența mea personală trebuie tradus în experiența personală a fiecăruia. Nu există o formulă standard. Fiecare trebuie să își descopere propria lui formulă, să spunem. Este foarte important ca această masă de dimineață, spuneam, să o exersezi, pentru că în felul ăsta te asigur că totul va fi în ordine, că poți să mănânci acea masă fără să ai senzații neplăcute sau fără să ai, să spunem apoi, senzație de plenitudine sau de balonare, lucruri care nu, în mod sigur nu îți vor face bine. De asemenea, trebuie să exersezi, dar asta nu este neapărat doar în săptămâna dinainte, băutul de băuturi de carbohidrați, băuturi izotonice sau geluri, pentru că și această practică îți va folosi pentru concurs. Știți, poate că în timpul concursului nu e bine să experimentăm nimic nou și asta se referă în special la ceea ce mâncăm sau la ceea ce bem, pentru că ne putem trezi cu probleme digestive care să afecteze cursul nostru normal în timpul în timpul concursului. Ce este în mod particular în sporturile de anduranță?
acea noțiune numită carbo loading. Deci, practic, în săptămâna dinaintea concursului este nu doar o tradiție, ci o practică care este utilă și documentată științific, care se numește carbo loading sau încărcare cu carbohidrați. Este mai mult decât un ritual pe care ni-l putem stabili, este o atitudine care este de natură să încarce organismul nostru cu energie, cu glicogen în mușchi și în ficat, pe care organismul va avea acces la depozitele de energie exact în perioada în care are nevoie. Cei mai mulți dintre maratonii știu că ar trebui să mănânce paste, orez, cartofi și alte alimente bogate în carbohidrații înaintea unui concurs de alergare pe distanțe lungi. Însă, pe aceste zahăruri reprezentând o sursă importantă de energie și avem nevoie în timpul concursurilor de această energie pentru a putea să ducem efortul până la bun sfârșit. Atunci când mănânci o farfurie de paste, cea mai mare parte din carbohidrații ingerați va fi depozitată în mușchi și în ficat sub formă de depozite de glicogen. Glicogenul, pentru cine nu știe, este un polimer format din molecule de glucoză și reprezintă cea mai accesibilă formă de energie, fără să fie totuși singura sursă. În timpul unui semimaraton sau unui maraton, organismul nostru funcționează pe baza unui amestec între glucide și lipide, în special glucide simple, cum este glucoza. Grăsimile îmagazinează, fiecare gram de grăsime îmagazinează de 2 ori mai multă energie decât un gram de glucoză sau de alți carbohidrați. Însă, din punct de vedere metabolic, nu sunt la fel de eficiente, ceea ce înseamnă că organismul trebuie să muncească mai mult pentru a le transforma în energie. Și mai ales e vorba de mecanismele prin care aceste grăsimi ajung să fie transformate în energie. Una dintre principalele adaptări ale sportivilor de anduranță este aceea de a transforma grăsimea în energie, de a accesa depozitele de grăsime și de a le transforma în energie. Tocmai de aceea, sportivii de anduranță ajung să poată face față unui efort de lungă durată, pentru că organismul lor este adaptat să folosească o cantitate mai mare de grăsimi decât în cazul unei persoane sedentare sau fără antrenament. Noi folosim în mod curent grăsimea ca substrat energetic, însă în timpul efortului, pe măsură ce intensitatea efortului crește, organismul nostru se bazează tot mai mult pe glucide. Cu cât reușim să accesăm o perioadă mai lungă și la un nivel de intensitate mai mare grăsimi, cu atât putem să susținem efortul acesta de lungă durată și de intensitate mare. Adică poți să alergi un maraton la o viteză din ce în ce mai mare, folosindu-te de resursa aceasta numită grăsimi, pentru că glicogenul este o resursă limitată. Avem doar câteva sute de grame care se consumă la un moment dat. De aceea e bine ca în timpul concursului, în perioada premergătoare concursului, să umplem cât se poate de bine aceste depozite, să avem o masă bogată în carbohidrați, deci să avem și nivelul glicemiei în regulă și pe durata concursului să ne asigurăm glucide, pentru că din lipide putem să ne asigurăm o parte din energie, însă va fi nevoie în mod sigur și de glucide. Există acea situație particulară în timpul concursurilor de anduranță, numită sugestiv alovizidu. Practic, în acel moment în care sportivul nu mai poate susține ritmul pe care și l-a propus, este nevoit să se oprească, se referă sau are legătură cu incapacitatea organismului de a mai folosi lipide și lipsa în același timp a resurselor de glucoză. S-a terminat depozitele de glicogen, nu mai există suficientă glucoză în sânge și din punct de vedere metabolic organismul nu mai poate continua să facă efortul. Apare acea senzație, apare acel blocaj la nivelul creierului, creierul practic îți ordonă să te oprești. Cum se evită
acel zid, ei bine, hrănindu-te așa cum trebuie, deci să ai suficientă energie și mai ales antrenându-te să folosești energia respectivă, să o poți folosi la nivelul pe care, de intensitate pe care ți l-ai propus. Adică ai putea să duci un maraton la un ritm mai jos, dar dacă tu îl începi la un ritm foarte crescut, deci cu o viteză foarte mare, la un moment dat te poți trezi că resursele de energie se termină. Ce fel de carbohidrați ar trebui să fie folosiți pentru carboloading? Există o mulțime de posibilități, toate sunt gustoase și apetisante, deci nici măcar nu se poate spune că este un chin să te pregătești pentru un concurs, ba din contră, o plăcere. Noi oamenilor ne plac carbohidrații, ne plac zaharurile astea, suntem făcuți să ne placă așa ceva. Deci vorbim de cereale sub orice formă, cum ar fi cerealele de mic dejun, însă aici vă recomand să mergem pe variantele fără zahăr adăugat, deci cereale integrale e cea mai bună alegere. Prăjituri de casă făcute, dacă se poate, din făină integrală, cum ar fi, dau câteva exemple, chec, clătite, tarte cu fructe, brioșe, sau acum, dacă vreți niște rețete speciale, puteți să vă uitați pe canalul meu de YouTube și o să găsiți câteva rețete pe care le-am făcut recent într-o emisiune televizată, banana bread, lasagna și pancakes, găsiți acolo rețetele. Alte surse de carbohidrați, pâine, tortilla, orez, piure, cartof natur, paste făinoase sub diverse forme, fructe și sucuri de fructe. O parte dintre aceste alimente pot să aibă un conținut mai mare de fibre, ceea ce poate provoca disconfort abdominal în timpul cursei. De aceea este bine să le testăm înainte, să știm exact ce ne prinde bine și să nu consumăm cu o zi înainte un preparat sau un aliment care ar putea să ne baloneze sau să ne dea orice fel de formă de disconfort abdominal. De exemplu, unele persoane sunt balonate și au probleme digestive de la consumul de mere. Merele, care sunt alimente extrem de sănătoase, dar care, iată, pentru unii înseamnă o problemă. Poți să le consumi cu 2-3 zile înainte, în perioada de carbo loading, dar de preferat să nu consumi cu o zi înainte și apoi să ai probleme. E bine să, în această perioadă de carboloading, pentru că aportul de carbohidrați o să tindă către 70%, poate chiar 80% din totalul energetic al unei zile, să evităm sau să reducem consumul de alimente cu conținut mare de lipide și proteine care dau senzație de sațietate. Ele sunt foarte ok în altă perioadă, perioada de pregătire obișnuită, însă acum când ne axăm pe carboloading, o să ne facă să ne săturăm mai repede și nu o să putem să consumăm atât de multe alimente din cele menționate. Și mă refer aici la uleiuri, la unt, la sosuri, la carne grasă. Ei redau sățietate mai rapid și se digeră într-o perioadă mai lungă de timp. Dacă vrem, putem să alegem variantele cu conținut mai redus de grăsime, cum ar fi în cazul iaurturilor sau al sosurilor. Încărcarea cu carbohidrați se începe cu 2-3 zile înainte de cursă. Unele există și variante în care se începe cu 5 zile înainte, prin o tehnică ce presupune câteva zile în care se trece pe alimentație bogată în proteine și lipide, și care golește depozitele de glicogen, după care următoarele zile se trece la faza de carboloading și cumva organismul supracompensează, adică acumulează și mai mulți carbohidrați pentru că cumva simți nevoia de a-i avea. Însă există studii care arată că această tehnică nu este absolut necesară, nu se obține neapărat o mai bună încărcare cu carbohidrați față de cazul în care am mâncat obișnuit și la un moment dat cu 2-3 zile înainte de concurs facem un carboloading cum scrie la carte.
dacă să vorbim de date tehnice, se recomandă un aport de 7-10 grame de carbohidrați per kilogram de greutate corporală, ceea ce înseamnă că un alergător de 70 de kilograme ar trebui să își asigure în jur de 600 de grame de carbohidrați în perioada de carboloading. Ceea ce ar fi de menționat și trebuie să țineți cont, dacă după această perioadă de carboloading, cu în seara dinaintea concursului sau dimineața concursului, vă suiți pe cântar și o să observați că ați luat un kilogram, două, nu ar trebui să vă alarmați, nu v-ați îngrășat. Este vorba de faptul că fiecare moleculă de glicogen reținută în organism atrage și trei molecule de apă. Deci, practic, am reținut 500 de grame de glicogen, am mai reținut încă un kilogram jumate de apă, pentru că așa funcționează organismul nostru. Deci este o creștere, nu este o creștere de grăsime, nu este o greutate pe care, un balast pe care va trebui să îl folosim, să îl cărăm cu noi în timpul concursului, ci din contră este energie acumulată. În timpul concursului noi vom folosi acel glicogen, vom transpira acea apă și practic transformăm în energie ceea ce am depozitat. Deci să nu ne speriem de kilogramele acumulate în această perioadă de carboloading. Iată un, să zicem, un exemplu de meniu pentru cazul unui alergător de 70 de kilograme în perioada de carboloading. De exemplu, la micul dejun ar putea să mănânce două felii de pâine cu două linguri de cu gem de fructe. De aici avem deja 70 de grame de carbohidrați, o banană care ne mai aduce și ea 27 de grame de carbohidrați, 250 de mililitri de iaurt de fructe, ne aduce 40 de grame de carbohidrați, și 250 de mililitri de suc de portocale, încă 25 de grame de carbohidrați. Deci e un mic dejun ceva mai consistent. Ai două sandvișuri cu gem, un fruct, un iaurt cu fructe și un suc de portocale, un pahar de suc de portocale. La gustarea de dimineață, deci practic între mese, aici putem să mâncăm un baton de cereale. Eu vă recomand batoanele Puls de la Isostar, care vă aduc 30 de grame de carbohidrați, și putem să bem un pahar, ori un pahar de suc de fructe, ori un pahar de băutură izotonică, așa cum este Isostar Hydrate & Perform. Este o băutură specială pentru sportivi, se prepară ușor, are gust bun și pe care putem să o folosim inclusiv în perioada de carboloading, dar și în timpul antrenamentelor sau după. Prânzul, aici avem variante foarte multe, dar așa ca o idee, putem să mâncăm un cartof mare cu brânză și ou, care ne aduce 70 de grame de carbohidrați. Deci, bineînțeles, carbohidrații îi luăm din acel cartof și mai puțin din brânză. În acest cartof putem să-l înlocuim, bineînțeles, cu orez sau cu fasole, dacă vrem. O chiflă sau câteva felii de pâine. O chiflă ne aduce în jur de 40 de grame de carbohidrați. E bine să alegem o chiflă multicereale, deci practic și să fie din făină integrală. Ceva mai încolo putem să luăm o gustare formată din 250 de mililitri de lapte cu ciocolată sau lapte cu cacao, care aduce 25 de grame de carbohidrați, este vorba de lactoza din lapte, cu două felii de prăjitură de casă, două felii de chec, care ne aduc și în jur de 50 de grame de carbohidrați. Dacă mai simțim nevoia mai încolo, și ar fi bine să simțim, pentru că de fapt facem carboloading, un baton de fructe, cum ar fi High Energy de la Isostar, sau și încă o băutură izotonică. Seara, în cazul în care nu am mâncat la prânz orez, putem să mâncăm 150 de grame de orez cu o bucată de pui, avem nevoie și de proteine totuși, ne aduc în jur de 100 de grame de carbohidrat, și putem să încheiem cu două clătite cu gem, care ne aduc în jur de 50 de grame de carbohidrați. Deci, iată
Nu ne-am îndopat, n-am mâncat excesiv. Putem să mai adăugăm între mese fructe dacă vrem. Fructele uscate sunt extrem de bogate în carbohidrați. E bine să nu luăm fructe confiate pentru că au destul de mult zahăr. Ce v-am spus până acum ne aduce în jur de 600 de grame de carbohidrați pe toată ziua, ceea ce înseamnă 8,5 grame carbohidrați pe kilogram corp, adică 2450 de calorii doar din carbohidrați, la care se adaugă și calorile din restul alimentelor. Deci o masă consistentă, o zi consistentă din punct de vedere nutritiv, pentru că este nevoie de această energie. Nu este neapărat o recomandare pentru zilele obișnuite. Ar putea fi prea mult, prea mulți carbohidrați în alimentație, conduc la creșterea în greutate, dacă nu facem suficient efort. Pentru un maratonist care se antrenează mult, are un antrenament, un long run, da, o astfel de alimentație poate fi adecvată. Pentru cei care aleargă 5-6 km și își imaginează că acesta este un antrenament solicitant, riscurile sunt destul de importante de a crește în greutate. Câteva idei importante privind timingul încărcării cu carbohidrați. E bine să le exersăm, așa cum spuneam, nu ne hazardăm să facem teste chiar cu 2-3 zile înainte de un concurs pe care îl considerăm important. De exemplu, dacă faci un long run cu... Un long run înseamnă o alergare lungă de peste 30 de kilometri, 30-35 de kilometri, se face cam cu o lună înainte de concurs. E bine să faci, să testezi carboloading-ul înainte de această alergare lungă, să vezi cum te simți efectiv. Poți să mănânci atât, îți prinde bine, are vreo repercusiune asupra sistemului digestiv. Deci, înainte de ultimul long run, poți să exersezi carboloading-ul. Dacă ești un sportiv care călătorește și pleci cu câteva zile înainte la concurs, nu trebuie să lași la voia întâmplării încărcarea cu carbohidrați, ci este bine să îți iei la tine sau să știi exact unde să mănânci. Poți să te trezești că nu ai acces la ceea ce ți-ai propus și acum eu nu vreau să se înțeleagă că fără carboloading nu se poate alerga un maraton. Poți foarte bine, am avut concursuri la care nu am făcut un carboloading riguros și nu s-a întâmplat absolut nimic. Însă e clar și studiile arată că un aport de carbohidrați, un aport consistent de carbohidrați în perioada premergătoare concursului te ajută. Atunci când nu ai la îndemână alimente sau nu vrei să-ți bați foarte mult capul cu alimente, poți să recurgi la o soluție profesionistă, ceea ce înseamnă un produs special pentru sportivi, un produs ambalat pe care îl folosești în completarea alimentației. Alimentația rămâne baza, dar poate că nu vrei să mănânci atât de mult pe cât am spus înainte. Aceste soluții profesioniste sunt carboloadere care conțin carbohidrați sub formă pudră, de exemplu Malto Carboloader de la Isostar. Este o cutie în care se găsesc 8 plicuri cu carbohidrați pe care sportivul le poate folosi fără nicio problemă. Sunt gândite în așa fel încât să iei 3 plicuri pe zi, se amestecă cu apă și le bei, pur și simplu. E o soluție la îndemână pe care poți să o iei și atunci când călătorești. Acum, ca să revenim un pic să discutăm un pic și despre suplimentele nutritive pe care putem să le folosim în această perioadă, aminteam de băuturile izotonice. Acestea sunt soluții de carbohidrați cu concentrație de 4-8%, adică circa 15 grame de carbohidrați la 225 grame de produs. Carbohidrații, clar, sunt necesari pentru că asigură o resursă energetică în timpul eforturilor.
Iar adausul special de electroliți care există în aceste băuturi izotonice este absolut necesar pentru că în timpul eforturilor consistente și de lungă durată, așa cum este alergarea la maraton, se pierd cantități importante de exemplu, în cazul sodiului se poate pierde mai mult de 1 gram per litru de transpirație, iar sodiul este unul dintre electroliții ce trebuie menținuți în niște limite foarte stricte, altfel pot să apară tulburări foarte grave la nivel cerebral, de exemplu, la nivelul sistemului nervos. Cantitatea recomandată de sodiu la o porție de 225 de grame ar trebui să se situeze undeva la 100-200 de miligrame pentru ca băutura de rehidratare să fie considerată eficientă. Aceste băuturi pot fi folosite și în perioada dinaintea concursului, vă spuneam și după. E bine să le alegem după compoziție, dacă ne pricepem, sau după și luăm în considerare alte criterii, cum ar fi gustul, fiecare are pretențiile lui particulare, intensitatea aromei. Există băuturi cu aromă intensă, există băuturi neutre. Pur și simplu nu au niciun gust și pentru mulți acest lucru reprezintă un avantaj. Unele pot să aibă o textură și o consistență mai mare, altele pot să fie pur și simplu lichide. Deci există o varietate suficient de mare încât fiecare dintre noi să-și găsească băutura preferată sau își poate crea propria băutură testând, poate să fie să adauge miere sau să adauge ceai verde. Mai greu cu electroliții pentru că aici trebuie să știi un pic de chimie, să spunem, ca să poți să dozezi corect, să nu nici prea mult nu este în regulă să adaugi în prea multă sare sau prea mult potasiu, sirop de potasiu, de exemplu. Pentru un alt supliment nutritiv la îndemână sunt gelurile cu carbohidrați, care pot fi folosite și în perioada dinaintea concursului, dar pot fi folosite și mai ales în timpul concursului. Aceste pliculețe care conțin efectiv un gel cu carbohidrați asigură rapid un aport de energie în timpul concursului, în jur de 80-120 de kilocalorii. Și dau un boost de energie, dau așa invadează corpul cu un val de energie exact atunci când ai mai multă nevoie, în a doua parte a concursului, când, așa cum vă spuneam, depozitele de energie încep să se reducă. În principiu, într-un maraton pot fi folosite 2-4 geluri, undeva începând cu kilometru 15-20. Ele se consumă de obicei cu apă pentru că sunt destul de concentrate și e nevoie să fie diluată în stomac pentru a se absorbi mai ușor. Batoanele pentru sportivi sunt soluții rapide de a consuma o hrană mai concentrată, pot fi bogate în cereale sau bogate în fructe, unele au și un adaus de proteine. Eu le recomand în special în perioada dinainte de concurs, deci un astfel de baton poate fi integrat ca gustare în perioadele de carboloading, în săptămâna dinaintea concursului, dar și în dimineața concursului, în cazul în care nu ești capabil să mănânci mâncare obișnuită, mulți dintre sportivi au emoții în dimineața concursului și atunci un astfel de baton nu numai că este ușor de consumat, dar îți asigură o cantitate mare de energie într-un volum mic. Adică nu trebuie să mănânci un volum prea mare de mâncare, ci ai la îndemână aceste batoane care în plus pot să aibă și adausuri de minerale și vitamine sau alte substanțe ergogenice, cum ar fi carnitină, glutamină, chiar cofeină. Deci sunt alcătuite în așa fel, sunt compuse din nutrienți pe care să-i folosești rapid în perioada imediat următoare. Este de preferat, vă spuneam, să alegeți batoarele din cereale integrale, care mai conțin și semințe sau nuci, sau bucăți de fructe, acestea fiind sursele cele mai importante de carbohidrați.
Însă, atenție, energia, au destul de multă energie, deci nu le mâncăm ca tot timpul, mai ales dacă există riscul de a crește în greutate. Câteva vorbe și despre hidratare. Hidratarea este extrem de importantă. Orice problemă, orice deficit de apă în organism în timpul concursului este un mare risc pentru sănătate și în același timp pentru a duce la bun sfârșit un concurs. Evident, se admite un oarecare grad de deshidratare, însă dacă pornești la concurs deja deshidratat, este mult mai probabil ca la un moment dat să te oprești. Nu înseamnă neapărat să stai pe loc, ci să îți reduci ritmul de alergare, pentru că organismul nu poate să performeze în regulă în lipsă de într-un deficit de hidratare. De aceea hidratarea trebuie începută cu câteva zile înainte, pur și simplu consumând suficientă apă în acord cu efortul pe care îl faci. Apoi în timpul cursei este bine să ai grijă să te hidratezi sistematic. Este bine să începi să te hidratezi cu o oră înainte de cursă, să bei 400-600 de mililitri de apă sau băutură pentru sportivi, și să te oprești cu 20 de minute înainte de cursă din această hidratare, pentru a nu avea senzație de vezică plină în timpul concursului. Apoi, la fiecare 20-30 de minute, e bine să consumi 150-200 de mililitri de lichid. Asta înseamnă în principiu cam la fiecare stație de hidratare într-un maraton, adică cam la 5 km, presupunând că alergi cu un pace nu de sportiv, de performanță. La început poți să bei apă, dar după 60-90 de minute de efort continuu, este bine să începi să consumi din acele băuturi cu electroliți, care au avantajul că îți refac și pierderile pe care le-ai avut prin transpirație. În principiu ar trebui să bei cam 1200-1500 de mililitri pentru fiecare kilogram de greutate corporală pierdută în cursă. Deci dacă ai curiozitatea să te cântărești înainte și după cursă, o să vezi că greutatea ta a scăzut. Este o pierdere dată pe de-o parte de glicogenul consumat, într-o mică măsură și de ceva grăsime metabolizată, în cea mai mare parte de apa pierdută. Trebuie să continui să te hidratezi pentru a reface nivelul de hidratare al organismului și tratatele spun că pentru fiecare kilogram pierdut pe cântar este bine să consumi 1200-1500 de mililitri de lichid. Cam aceste lucruri am vrut să vi le transmit despre alimentația înainte și după cursă, și în timpul cursei, de fapt. După cursă nici n-am apucat să vorbim, dar promit să fac o emisiune specială o altă dată. Găsiți-vă propria formulă, propriile alimente pe care puteți să le tolerați și cu care vă simțiți bine în cursă. Experimentați aceste lucruri. Nu lăsați la voia întâmplării, pentru că aceste mici detalii vă pot ajuta să vă atingeți obiectivele. Chiar dacă nu sunteți sportivi de performanță, nu vreți neapărat să obțineți nu știu ce rezultate deosebite, fiecare își dorește să aibă o experiență plăcută în timpul maratonului, să obțină un timp mai bun decât la un maraton precedent sau pur și simplu să termine cursa având amintiri frumoase, nu crampe, oboseală maximă și gânduri negre legate de efortul foarte mare pe care îl presupune o cursă de maraton. Nutriția este un element care vă poate ajuta să vă bucurați de cursă în toată splendoarea ei, să spun. Le urez succes tuturor celor care vor merge la Roma peste o săptămână, tuturor celor care vor alerga maratoane în această primăvară, și să ne revedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Superfit săptămâna viitoare. La revedere!